Maria Stoianov, cea care a stat în spatele multor interpreți de la noi. Iată de ce vreau să invit alături de noi cât mai repede și să vedem totuși câți artiști au melodii scrise de către dumnea ei. Și cel mai important este că noi vrem să o auzim pe dumnea ei cântând. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc mult pentru invitație. Și mă bucur că ești așa ca în plină vară, da. Nu, mai bine zis ca un fulg, ca un fulg de... așteptat, în plină iarnă. Iar da. Dumneavoastră aveți un outfit foarte frumos, eu am observat, e șarfa, pantofii, e niște pantaloni cu, da. Cu dantelă, foarte, foarte frumos. Mă țin și eu din urma voastră, pentru că știți cum vârsta și tinerețea omului e ca anotimpurile. Vine toamnă după toamnă, timpul trece nemilos, Doamne ce să facă omul, timpul nu se dă întors. Și ca eu să prind acest timp, încerc să țin pasul. E adevărat, ia, haideți să ne aranjăm mai comod pe canapeaua noastră. Ultima dată când ați venit aici la noi, ați povestit și ai mei din colegi din redacție, știi, dar poate să-i zicem, Doamne Stoianov, să ne fac pâine, de care zicea că dumneavoastră ei coace. De ce nu mi-a amintit asistenta dumneavoastră? Sincer, vă aduceam o pânică coaptă, data viitoare. Da, da, asta e, ca să mai lăsăm așa. Încă o invitație. Eu, într-adevăr, coc pâine și sufletul meu, care mi-este permanent alături, suntem brațe în brațe, spune că e gustoasă pânica. Și așa că vă promit, data viitoare, cu siguranță n-am să uit. Așa, da. De data trecută ați fost cam cu vreo jumătate de an în urmă, da. La noi. Ce ați mai bine mai răruț și mai drăguț și mai drăguț decât des. Da. E destul de bine. Ce ați mai reușit să faceți în această perioadă de timp? Multe, pentru că un om care are, sper că am un pic de deschidere la câmpul informațional, încerc să sustrag de acolo cât mai multă informație. Să știți că toată înțelepciunea omenirii de la Alfa la Omega este stocat în câmpul ăsta informațional și dacă știi să meditezi, pentru că și rugăciunea este o meditație, ți se deschide o ușiță, o ferestruică, ți se deschid culorile și atunci începi să creezi. Am creat multe lucruri frumoase, mă pregătesc de spectacolul meu din 22 februarie 2020, pentru că am de acum, nu știu, cred că 18-lea an de spectacole anuale de creație și vreau să menționez, creația înseamnă versul meu, gândul meu, adică așezat pe coala albă, înseamnă vibrațiile mele melodice, interpretarea mea la vioară, muzică populară, vor fi mari surprize, am oaspeți și din România și din Rusia. Vreau să vă spun că Vitali Dane vine cu un alt fel de repertoriu. Vitali Dane o să cânte altfel de piese? O să cânte muzică populară, wow! Cu un taraf. Da, pregătim această surpriză. Și de la Filarmonică am fost la Genta Latina, acum m-am întors înapoi la Filarmonică, Filarmonica Națională. Vreau să mulțumesc direcției pentru colaborare frumoasă pe care o am. Și vreau să vă spun că va fi și Olga Ciolacu și Gabriela Grădinăriu de la ea și Denis Belecciu din Moscova și vom avea din Transilvania un interpret, îmi scap acum cum se numește, dar cu siguranță mi-o aminti și vor fi câțiva interpreți de la noi pentru care am scris acum muzică. Daniela va fi alături. Daniela obligator, Daniela va fi prezentatoarea spectacolului meu, evenimentului și vreau să vă spun că acum pentru Daniela pregătesc încă o surpriză pentru fanii ei, pentru toți cei care o ascultă și au îndrăgit-o. E un alt gen de muzică, mai nobil, mai aparte, e cu totul altceva. Știți că Daniela vine tot timpul cu surprize, Daniela Pleșca. Iar acum, în data de 1 decembrie, avem un mare spectacol la Tulcea și sunt invitată, o iau și pe Daniela sub taripa mea, pentru că acest sufletel este cu aleasă educație, cum menționez, este un copil foarte talentat și știe să spună sărut mâna și mulțumesc. Da, e adevărat, pentru că eu întotdeauna asta am apreciat la ea, cu mințenia, modestia și cum se cădenia, ceea ce lipsește, din păcate, multor, mai ales tinerilor artiști din ziua de și astăzi. Și vreau să vă spun că învață atât de bine la liceu, încât îi spun,
fată dragă, dar mai lasă și tu materiile astea care nu ți vor folosi pe viitor. Mai primești și tu o notă negativă, un 7, un 2, adă un 2 acasă, fii mai rea un pic. Nu fii atât de bună chiar și exemplară. Să știți că din oameni care au terminat școala cu 7-6, au ieșit președinți de țară, cu regret, spun asta, și din oameni care au terminat cu note mari, tocelari școlari, au ieșit și cusătorese bune și brutărese bune și oamenii învățați. Da, așa că viața e o loterie. Și contează inteligența emoțională, nu doar cea intelectuală. Și nativă, și nativă, pentru că sufletul care vine într-un corp și se naște pe acest pământ, el își alege mama, tata, mm-hmm. și el vine cu o pregătire din acea lume și cu un bagaj în spate intelectual pe care doar el îl știe cum e. Și aici, pe pământ, trebuie să-l poți să-l dezvolți și nu tot timpul fizica sau matematica sau chimia îți ajută, dar te consumă. Și atunci vă îndemn pe voi toți, oameni buni, consumați-vă doar acolo unde aduceți beneficii celor din jurul dumneavoastră. Valoare! Un om este de valoare pe canateaua noastră. Da, mulțumesc! Calendarul vieții. Este o colaborare a mea cu Dumitru Popovici. Este un om nu din domeniul, să zic, literaturii, dar scrie versuri, scrie foarte multe versuri patriotice. Mi-a plăcut câteva gânduri de la el. O aventură tomnatică, am scris Cad frunze, pe care, un tango pe care îl interpretează cu maestrie Laurențiu Popescu. Da, a fost câteva zile și în urmă la noi. Mi-a plăcut ideea lui Calendarul vieții. Este o colaborare a mea cu un om care are simț și la 70 de ani pe care ea are arată ca un brad drept, cu demnitate, cu dragoste nemărginită de neam și țară și cu valori frumoase pe care le poartă în suflet și pe parcursul vieții sale a știut să le adune într-un pumn aici în chakra asta luminoasă a sufletului nostru și le dăruie oamenilor. Sper că este un tandem frumos. Și sper că această melodie are foarte multe vizualizări, sper să placă. E noiembrie, e luna lui Brumar și în această lună cei care s-au născut le zic la mulți ani. Este ultima lună de toamnă. Ești născută în noiembrie? 19 noiembrie a fost ziua. La mulți ani, puiule, mulțumesc. Să fii iubită și dacă vrei mai mult bate la ușă să se deschidă. Da, bate-o în toate, eu bate. Vreau câteva odată intru. La mulți ani pentru toți cei născuți în luna noiembrie. Pentru că refrenul este: e noiembrie, luna lui Brumar, mai cade o filă din calendar, din calendarul vieții pe care îl cântă toți poeții. Hai să ascultăm cu mare plăcere și ritmul și melodia acestei piese frumoase. Maria Stoianu vă întoarce calendarul vieții aici pentru voi, cei de acasă, la Vorbe Bune. Atunci când mama mă născuse, Domnul îngerii-mi dăduse viața să-mi o arate, s-o citesc ca pe o carte. Dar calendarul vieții se subție, o foaie ruptă-i ca o frunză vie, soarta-i scrisă pe o hârtie, doar Domnul ce-i scris, doar El știe. În calendarul adus de mie. E noiembrie, e luna lui Brumar, mai cade o filă, mai cade din calendar, din calendarul vieții, din calendarul vieții, cel cântă toți poeții, cel cântă toți poeții. Că așa e viața noastră, o floare pe fereastră, cât va fi floarea vie, nimeni pe lume nu știe.
iar calendarul vieții tot se subție. O foaie ruptă-i ca o frunză vie, soarta-i scrisă pe o hârtie. Doar Domnul ce-ai scris, doar El știe, în calendarul adus de îngeri mie. E noiembrie, e luna lui Brumar, mai cade o filă, mai cade din calendar, din calendarul vieții, din calendarul vieții, cel cântă toți poeții, cel cântă toți poeții. E noiembrie, e luna lui Brumar, mai cade o filă, mai cade din calendar, din calendarul vieții, din calendarul vieții, cel cântă toți poeții, cel cântă toți poeții. E noiembrie, e luna lui Brumar, mai cade o filă, mai cade din calendar, din calendarul vieții, din calendarul vieții, cel cântă toți poeții, cel cântă toți poeții.